Bună seara, bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune de astrologie, o nouă emisiune care acoperă perioada 19-24 martie. Nu știu, dar cred că o vreme de acum încolo tot așa, cu tot ne vom lua rămas bun de la diverse persoane. Iată că astăzi ne-am luat rămas bun de la Ileana Ciculete, o cântăreață cu voce de aur care a plecat parcă vremelnic dintre noi, un om extraordinar, o ființă plină de strălucire și de atâta viață, n-am pomenit ca aia. Și iată că atunci când trebuie să se întâmple, lucrurile se produc din nefericire. Sper că, cum spuneam într-un material pe internet, că s-a dus să cânte pentru îngeri acum. Revenind la tematica noastră de astăzi, vreau să vă prezint o carte foarte interesantă. Am cumpărat-o când am fost într-o vizită din asta, într-o excursie prin țările Beneluxului, am luat-o din Franța. Este o carte semnată de Liz Green, unul din cei mai mari astrologi, dacă vreți, moderni. Este întemeiatoarea școlii de psihologie sau de astrologie psihanalitică din Anglia, alături de Stephen Arroyo. Cei doi au lucrat foarte mult timp împreună, iar acum, de la o vreme, lucrează foarte mult cu Juliet Sharman Burke, cu care a scos o serie de cărți, una și a apărut pe piața românească, este vorba despre tarotul și arhetipurile sale, dar cartea care vreau să vă prezint, mie mi se pare interesantă tot din punct de vedere arhetipal și mai ales pentru psihologi, vorbește despre călătoria în intimitatea miturilor, Voyage au cœur du mythe, o călătorie în inima miturilor, cum ar veni mot a mot, dar mai poetic, părerea mea este că sensul ăsta este o călătorie în intimitatea miturilor. De ce? Argumentez de ce acest titlu, pentru că vorbim despre miturile comune, miturile care ne ghidează viața de fiecare zi. Este o carte foarte interesantă, o să vedeți, găsim în ea lucruri pe care poate, dacă stăm așa să ne gândim un pic, nici măcar nu le luăm în seamă. De exemplu, mitul, eu știu, al lui Teresias. Cum intuiesc părinții ceea ce vor trăi copiii în viitorul mariaj, pe aspecte relaționale, mitul lui Psihe și al lui Cupidon. Deci veți găsi multe, multe lucruri interesante, cum este regele Midas, o afacere sau un mariaj foarte bine fondat, atunci când banii, din păcate, nu pot să aducă fericirea. În momentul în care apar bani, întotdeauna vor apărea și problemele, dar acolo unde există lucruri care să ne ajungă, va fi excelent. Avem, de exemplu, dragostea mai presus de toate, dragostea aceea pe care doi tineri și-o dăruiesc și totul se întâmplă ceva și ei nu reușesc să fructifice. Este vorba despre mitul lui Alcestei și al lui Admet. Deci sunt lucruri care vin și spun foarte multe despre noi și despre lucrurile pe care vrem să le întâlnim. Triunghiul amoros, triunghiul etern, pentru că ele s-au produs începând de la zei și se continuă și în zilele noastre. Ce semnifică angajamentul în pofida libertății de mișcare când ne referim la mariaj, pentru că pentru foarte mulți mariajul înseamnă angajament, înseamnă o relație fundamentată pe ceva și de aia, dacă vă aduceți aminte, când vorbeam noi despre Saturn, vă spuneam că odată la 7 ani apar primele fisuri, fisuri în sensul de primele momente, eu știu, tensionate în interiorul unui mariaj, și atunci ne putem da seama dacă acest mariaj s-a consolidat pe o fundație puternică sau este vorba despre o fragilitate și la primul vânt, la cei 7 ani când vin, această fundație se dărâmă și se dărâmă întreg eșafodajul, întreaga construcție. De aceea este foarte interesant când facem o analiză de cuplu. Sunt cupluri care vin la mine și, Doamne, uite, avem peste 25 de ani. Zic, hai spuneți-mi mai precis câți ani de căsnicie aveți. Păi, de fapt, avem 28. Hop! Când mi-a zis 28, mi s-a și aprins beculețul. Păi 28 este ciclul lui Saturn.
ce ați avut de învățat în interiorul acestui ciclu, ce aveți acum de sintetizat ca să puteți să treceți în cel de-al doilea ciclu. Sau, la 7 ani, ori la 14 ani, avem un copil de 12 ani, noi avem 14 ani de căsnicie și nu înțeleg ce se întâmplă. Ajungem la un semiciclu saturnian. Deci, țineți minte cifrele 7, 14, 21 și 27 pe 28 sunt perioade în care cuplurile, căsătoriile trec prin acele momente, cum le spun eu, trebuie dusă relația la un alt nivel. Asta trebuie să înțelegem, de fapt. Din 7 în 7 ani suntem supuși unor teste ca noi să putem să vedem dacă acest mariaj ne caracterizează, dacă ni l-am dorit, dacă este ceea ce ne-am dorit și dacă el a pornit din principial, a pornit bine, dar ca și fundament, ca și baza relației de la ce a pornit. Ei, asta este o paranteză, eu vreau să mergem mai departe cu ceea ce vă promisesem săptămâna trecută, că o să vorbim în continuare despre casele derivate. Mi-am făcut temele, ca să spun așa, și o să încep să vă... Știți că v-am povestit despre casele derivate atunci când o să vedeți, este o imagine care v-am arătat. De exemplu, casa a 5-a devine casa a 1-a, casa a 6-a devine casa a 2-a, casa a 7-a devine casa a 3-a și fiecare casă derivată se numește derivată pentru că știm foarte bine, de la ascendent pleacă casa a 1-a. Când facem acest tip de analiză, se întâmplă ca să luăm un alt semn și o altă casă în care să fie casa întâi, să simbolizeze casa întâi. Când se întâmplă acest lucru? Pentru că aceste case derivate și-au explicația și o foarte bună aplicabilitate găsesc atunci când vorbim despre revoluția solară, despre momentul în care soarele revine la gradul și minutul perfect cu soarele din momentul nașterii și când, de regulă, eu am observat o ciclicitate de 4 ascendente, în fiecare an este un alt ascendent și atunci vin aceste case derivate și vă dădeam exemplu pe mine, eu având ascendentul în Capricorn anul acesta, prin soarele meu a fost în aceeași poziție, soarele în tranzit a fost în aceeași poziție cu soarele din momentul nașterii în 6 februarie după amiaza și ascendentul cade în rac. Automat, la mine casa a 6-a se transformă în casa a 1-a, casa a 7-a în casa a 2-a și, într-adevăr, contractele au fost și îmi câștig existența pe baza unor contracte pe care, culmea, le-am semnat. Într-adevăr, unul l-am semnat înainte de 7 februarie, al doilea l-am semnat acum 2 săptămâni. Deci, contractele de muncă și contractele de colaborare cu care lucrez. Casa a 3-a devine casa comunicării. Casa comunicării la mine deja cade în casa a 8-a, casa a 8-a care are o legătură foarte puternică cu tot ceea ce înseamnă științe oculte, ezoterism, terapii alternative, prin practica pe care o fac, prin astrologie, pentru că astrologia se regăsește la nivelul casei a 8-a și casei a 12-a. Și uite așa, lucrurile se leagă între ele, luați-vă creionul și începeți să scrieți pentru că am să vi le dau pe rând. Repet, revoluția solară se calculează aducând soarele în anul în care suntem să fie în același grad și în același minut și secundă cu soarele care l-am avut la momentul nașterii. Poate cădea un alt ascendent, cum mi s-a întâmplat și în cazul meu. De regulă am sesizat, repet, o ciclicitate de 4 ascendente care revin consecutiv, o să vedeți, l-am și în Taur și l-am și în Scorpion peste 2 ani. Deci sunt lucruri care apar și aceste case derivate despre care noi vorbim se aplică, au aplicabilitate la analiza unei teme care ține de revoluția solară ca și tehnică. Și acum, dacă avem casele derivate din casa întâi, păi când casa a 12-a devine casa a 2-a, avem iluzia bunurilor materiale, datoriile, visteria, pierderea motivației. Bunurile care le avem în proprietate, stima de sine care lucrează la nivel de inconștient și pe care trebuie să o conștientizăm în diverse momente. Lucruri care țin de un anumit aspect ocult, aspect neștiut, aspect care lucrează din umbră.
E vorba de proprietățile noastre, de bunurile noastre. Mare atenție la acte, unde le țineți, unde le puneți, ce faceți cu ele, pentru că această casa a doua care îi derivă, casa a 12-a care pică pe casa a doua, e deja aduce o mare problemă, pentru că vorbim despre dușmani pe care nu-i știm, și iar acei dușmani pot să acționeze la nivelul bunurilor noastre pe care noi le-am câștigat din muncă cinstită, prin munca noastră. Apoi casa 11-a devine casa a 3-a, casa, cum spunem noi, a comunicării, care vorbește despre prieteni, dar și despre proiectele care vizează viitorul celor apropiați nouă, cum ar fi frații, surorile, verișorii primari chiar, prietenii din cartier, cunoștințele, oamenii din cartier, comunitatea în care noi trăim. Casa a 10-a devine casa a 4-a. Ei bine, în aceste condiții, casa a 10-a vorbește despre, care se transformă în casa a 4-a, vorbește despre bunica paternă și despre profesia tatălui nativului. De asemenea, casa 9-a devine casa a 5-a. La fel, vorbim despre credințe și despre studii, dar și despre investițiile pe care noi le facem pentru ca copilul nostru să învețe, să studieze, să se pregătească. De asemenea, vorbește despre fapt dacă copiii noștri vor face sau nu studiile în străinătate. Găsim tot pe această analiză a casei derivate. Extinderea creativității, o creativitate care poate să vizeze turismul, poate să vizeze, în acest caz, poate să vizeze concepția, proiectarea de aeronave, proiectarea de vapoare, proiectarea, deci un alt tip de proiecție, de arhitectură decât cea cu care suntem obișnuiți la nivelul casei a 5-a și mai ales când ea se află în semne de pământ. Despre felul și ușurătatea cu care învățăm o limbă străină. Vorbim, cum să spun, și de, repet, despre banii pe care îi pregătim, îi dăm pentru pregătirea copiilor noștri. Casa 8-a devine casa a 6-a. Ei bine, în această situație vorbim despre boala incurabilă, despre morți și moșteniri, despre probleme neștiute care implică colaboratorii, implică furnizorii de servicii, animalele de companie, actele, notarul care face actele pentru succesiune, moștenirea în sine pe care trebuie împărțită între frați sau între succesori. Casa a șaptea derivată de la a șaptea, deci practic vorbim de o casa a șaptea care rămâne în picioare, cum s-ar spune, modul în care suntem văzuți de partenerii noștri de viață, de partenerii de afaceri, de rivali, dar și de concurenți. Tot aici găsim avocații, casa avocaților, găsim terapiile alternative, găsim nu doar rivalii, ci și dușmanii cunoscuți. Lăsând deoparte rivalii din dragoste, vorbim despre dușmanii care îi putem avea datorită muncii noastre, felului nostru de a fi, bunurilor pe care le posedăm. Casa a șasea devine casa a opta. Aici vorbim despre munca sau efortul de a evita ori de a recupera unele pierderi, pierderi după diverse accidente. Este vorba despre plata pe care trebuie să o facem, eu știu, cuiva căruia am pricinuit o daună, cum se întâmplă frecvent în accidentele de mașini. Dacă ne ars casa, cum recuperăm dauna? Trebuie să alergăm să o recuperăm, să o aducem către noi. Eu știu, inundațiile au creat niște pagube, poate din vina noastră că n-am închis un stăvilar sau nu știu ce, suntem buni de plată în situația asta. Inclusiv amenzile auto le putem vedea la acest nivel. Ce mai poate sugera? Accidente mărunte la locul de muncă și acasă, deci accidente casnice. De asemenea, o dietă care poate declanșa o boală neașteptată. Deci atenție foarte mare când faceți o analiză de acest fel, mai ales din punct de vedere medical. Casa a 5-a devine casa a 9-a. Noi creăm, plecând de la ceea ce facem în facultate, vorbim despre studiile superioare și despre călătoriile noastre în străinătate, care sunt menite, sunt acele călătorii de studii despre care mai vorbesc eu câteodată, despre faptul că
Religia noastră poate nu ne mai mulțumește, ne dorim altceva, dorim să știm mai mult. Începem să căutăm, începem să ne documentăm despre ceea ce reprezintă religia noastră. Începem să ne punem probleme de tip existențialist, de ce credem în Dumnezeu, cine este Dumnezeu, cum ajută pe mine Dumnezeu. Ce putem crea prin cunoștințele pe care le avem? Tot aici putem să ne găsim nepoții, nepoții de copii, dar și nepoții partenerului de viață. Creativitatea propriilor nepoți și chiar strănepoții îi vedem la nivelul acestei case. Când casa a patra devine casa a zecea, familia și mediul în care a crescut mama nativului și nativii ies foarte puternic în evidență. Bunicul matern. Găsim amintirile din copilărie legate de bunicii dinspre mamă. Este tot ceea ce am moștenit, dacă vreți, ca cultural și tradițional, nici de cum ereditate, acum nu vorbim despre ereditate, ci vorbim despre acea moștenire pe care spirituală, deci globalizăm când luăm totul nu spunem la grămadă, le luăm toate împreună. Ei bine, aici, la acest nivel, le găsim. De asemenea, ne poate arăta sfârșitul carierei noastre sau a profesiei, ne poate arăta socrul, tatăl partenerului de viață, felul în care ne înțelegem cu el și sau acesta pleacă din această existență. Casa a treia devine casa a unsprezecea, și vorbește despre modul în care comunicăm proiectele noastre, cum ne facem noi prieteni, cum ne înțelegem cu frații, cu vecinii, mediul în care trăim, cum ne implicăm în mediul în care trăim și impactul pe care îl are mediul asupra vieții noastre de familie. Comunicarea cu prietenii, diversele cursuri pe care le facem, că sunt cursuri de specializare, că sunt cursuri, eu știu, de dezvoltare personală, că sunt cursuri pentru învățarea unei limbi străine, toate acestea putem să le vedem aici. În sfârșit, când casa a doua natală devine casa a 12-a, se referă la valoarea care este dată, ne este dată, dar și la dificultățile și dușmanii pe care îi avem. Cum? Îs dușmanii ascunși care nu vor decât să facă rău, nu vor decât să distrugă ceea ce noi am creat prin muncă proprie. Cum se spun? Și atunci, de regulă, toate aceste câștiguri, fie prin vari înscenări, fie într-adevăr ca nativul a călcat partea de legalitate, a încălcat partea de legalitate, atunci el va plătit, eufemistic vorbim, prin vari probleme de sănătate și cu sanatorii, cu statul în sanatorii perioade îndelungate, cu recluziuni, fie cu un arest la domiciliu, fie chiar cu retragerea la mănăstiri. Dar putem vorbi la fel de bine și de închisori în aceste condiții. Cât mai avem din această parte? Bun. Sper, deși poate că. Acum, când avem casele derivate de la casa a doua, când casa a 12-a devine casa a treia, frustrările și dificultățile din procesele de învățare sunt foarte puternice. Comunitatea în care trăiesc nativii trece prin anumite dificultăți. Vecini, dușmani ascunși, boli ale membrilor familiei, în special boli ale fraților, ale verișorilor primari. Vecinii de culoare, de eu știu, de etaj, de vecinii de cartier, casa de alături. Dificultăți de comunicare și fiți foarte atenți, aici intră celebrii hackeri cu virusii care se trimit pentru a distruge anumite fișiere, pentru a distruge anumite site-uri
Deci, iată unde se găsesc, îi putem identifica, dar privind din această poziție, virusii care cauzează pierderi, cum spuneam, de date, parolele care se blochează, parolele care se cer schimbate periodic, de ce se cer schimbate, iată că vine și ne explică, pentru că există acești virus digital, cum spun ei, acești atacatori, devoratori digital, care pot să ne distrugă munca de luni de zile. Când casa a 11-a devine casa a 4-a, ea se transformă într-o casă a proiectelor, o casă a prietenilor, cum să spun, tatăl, îl vedem pe tatăl care își dorește în mod special ca familia lui să aibă un anumit fundament, o anumită conduită, o anumită motivație atunci când se implică în ceva anume. Când casa a 10-a devine casa a 5-a, suntem interesați de succesul și de profesia copiilor noștri, cum își creează el resursele, copilul, pentru a avea succes, cum le pune în practică, cine îl ajută, cum îl ajutăm noi ca părinte. Când casa a 8-a devine casa a 7-a, la fel vorbim despre rivali și competitori, dar vorbim și despre moartea partenerului de viață și despre succesiunea care urmează după moartea acestuia. Putem vorbi despre rezilierea unor contracte sau încheierea unor proceduri judiciare care au durat o perioadă foarte lungă de timp. Când casa a 7-a devine casa a 8-a, procedurile judiciare referitoare la moșteniri și chiar pensia, nu dacă e an de pensionare, ne arată în ce condiții, când și cum ne putem pensiona. Când casa a 6-a devine casa a 9-a, furnizarea de servicii într-o altă țară, așa cum vom avea probleme de sănătate în cazul în care fie locuim într-o altă țară, că suntem angajați acolo, că lucrăm în străinătate, fie că suntem doar temporar, trebuie să fim atenți la problemele de sănătate. Când casa a 5-a devine casa a 10-a, vorbim despre creativitate din nou, dar de asta dată este vorba despre acea creativitate care aduce foarte multă mulțumire. Este creativitatea prin copii, pentru copii, creativitatea noastră, ca indivizi, ca nativi, cât de romantică este mama noastră, ce fel de mamă avem și care, ce profesie are, cum ne simțim iubiți de către ea, cum ne răsfață, cum sunt lucruri care deja țin de o anumită psihologie a copilului sau, dacă vreți, a fiului către părinte. Casa a 4-a devine casa a 11-a. Aici îl găsim pe tată, bineînțeles, din nou, dar găsim prietenii din trecuți, pierderile prietenilor, pierderi care irreversibile, pierderi la care trebuie să ne așteptăm și când s-a sfârșit unor prietenii prin pierderea partenerilor, aici este vorba de pierderea, plecarea într-o altă dimensiune a unor prieteni din copilărie, celor care nouă ne-au fost dragi, unchi, mătuși, oamenii, femeile care ne-au crescut, bonele care le-am avut, dădacele care le-am avut, eu femeie, că așa eram obișnuită, le găsim aici la acest nivel și putem să sesizăm pe o analiză a caselor derivate. Când facem revoluția solară, știm dacă în anul acela pierdem sau nu un asemenea om. În sfârșit, casa a 3-a devine casa a 12-a. Aici găsim, o să vedeți, scrisorile anonime care vor să ne facă rău, denunțurile despre care se tot vorbește. Dar avem, interesant, foarte multe lucrări de ocultism despre care nu se știe și care apar. Brusc, peste noapte, ne trezim că a apărut o carte despre care nu a vorbit nimeni, dar care poate a fost scrisă de ani de zile. Sau se reeditează cărți care au fost ținute la sertar ani de zile. Cum s-a întâmplat, de exemplu, cu Cartea Spiritelor a lui Allan Kardec. Mă opresc aici.
data viitoare continuăm cu casa a treia și cu casa a patra, pentru că este destul de mult de vorbit și destul de, de aveți destul de mult de digerat pe ceea ce v-am spus până acum, ca să înțelegeți, să încercați, să verificați la ce v-ați putea aștepta pe parcursul acestui an. Luăm pauză și revenim cu previziunile pentru săptămâna care urmează. Am revenit, dragii mei, și așa cum v-am promis, mergem, începem cu previziunile pentru săptămâna 19-25 martie. Începem cu pești, cu semnul peștilor, bineînțeles, pentru ultima oară. Săptămâna aceasta, acești nativi au un mod complicat de a vedea lumea și asta se datorează ușurătății, cum mai spuneam eu, cu care dezvoltă dependențe față de ceva. Două cupluri planetare le marchează felul de a fi și de a acționa în săptămâna care urmează. Conjuncția Chiron-Soare, pe de o parte, iar pe de altă parte, conjuncția Venus-Mercur, care par să acționeze asemenea unui duș care spală o parte din lucruri, din rele, cum zic eu. Această abluțiune, curățare, poate aduce provocări la nivel profesional și la nivel personal, dar și unele disensiuni în sânul familiei, iar pe de altă parte reușesc în sfârșit să îi scape de povara unei datorii. Apoi, mai au parte de un trigon minor mediat de stăpânul lor Neptun și care prin Marte în Taur le poate aduce forța de a se împotrivi unor lucruri pe care până mai acum câteva vreme nu mai știau cum să le oprească. Acest trigon este benefic din punct de vedere financiar, deoarece vine să suplinească nevoile imediate ale acestor nativi, dar este și o legătură fantastică cu inconștientul colectiv, pentru că se poate materializa, se poate lăsa, cum spun eu, cu idei extraordinare. Așa că pe 19, 20 și 21 martie să se aștepte să le intre și ceva bani în buzunare, dar și să fie remarcați pentru ingeniozitatea lor creativă. Cei care muncesc în domeniul creației vor culege roadele trudei ultimilor ani, care se vor concretiza într-un proiect mai mare. Totuși, aș vrea să fie foarte atenți cum vorbesc și ce spun, pentru că, așa cum se întâmplă și cum mi se pare normal de la o vreme încoace, se iscă dușmănii. Ziua de 23 martie se poate concretiza cu un draft pentru un viitor contract, posibil să fie nevoit să-și desfășoare activitatea undeva la drum, în străinătate aș avansa chiar, cei care nu au un loc de muncă își pot găsi unul, totul este să nu facă nazuri. Se pot îndrăgosti, doar că iubirea lor seamănă cu niște liane care înlănțuie, riscă să-și sugrume partenerul și lăsând deoparte capriciile, părerea mea este că vor trebui să învețe cum să se comporte într-o relație, să aibă încredere în forța iubirii lor, altfel fricile și atacurile de panică se vor transforma într-o adevărată capcană pentru ei. În altă ordine de idei, aș vrea să se împotrivească, dacă se poate, oricărei forme de dependențe. Că e dependență de iubire, că e dependență de sex, că e dependență de cafea, că e dependență de alcool, că e dependență de țigară. Tentațiile vor fi foarte mari. Mare grijă. Să fii atent și la ce cheltuieli sunt, pentru că mână spartă nu trebuie să ajungă, deși tare am impresia că pe 24 și 25 martie exact asta vor face și ar putea să își golească instant buzunarele. Vin totuși niște sume, sumele vin din activități part-time, dar sunt infime pentru nevoile lor. Aș spune mai multă drămuială. Ca sănătate le sugerez să aibă grijă la unele stări de epuizare energetică, toate astea datorată schimbărilor bruște de temperatură. Trebuie să învețe să se relaxeze și să-și facă somnul ăla de 8 ore de care tot vorbesc eu. La ei se remarcă mult mai ușor oboseala. Berbec. Aș spune că se păstrează în parte atmosfera săptămânii care tocmai a trecut, cu observația că joi, totuși joi, vineri, lucrurile se vor detensiona la locul de muncă. Trigonul în semnă de pământ de luni 20 martie, întărit și de un trigon minor, ambele canalizate energetic de Saturn, vine și le aduce stabilitatea de care au nevoie. Relațional nu par să fie probleme, eventual tot luni pot răbufni mici conflicte
casnice de astă dată și chiar și cu conotații belicoase, cu declarații și acuze fățișe de dezinteres față de familie din cauza unei colege de muncă. Ca apoi să se extindă asupra întregii familii, culminând cu o dispută între părinți și bunici. Primii vor să aplice o corecție usurătoare fiului sau fiicei, în sensul că au uitat de problemele lor și brusc și deodată au găsit țapul ispășitor în copil și vor tăia subvențiile de orice fel, bunicii mai indulgenți sar să suplinească nevoile nepoților și iată cum conflictul pleacă din casa lor către casa bunicilor. Și uite așa ia amploare toată povestea dintr-un nimic. Deci, mare atenție. Noroc că pe 21 martie lucrurile se calmează și reintră în normal. În cuplurile tinere este armonie, iar cei singuri se pot bucura de atenția persoanelor de sex opus, ceea ce pentru orgoliul unui bărbat, mai ales, care e și berbec, face foarte mult. Atenție însă la fricile interioare atunci când trebuie să înceapă o relație. Că exact despre asta scriam înainte să vin la emisiune, despre teama bărbaților, și aici dați-mi voie să fac o paranteză, că vă promisesem că o să vorbim și despre Lilith. Scriam exact despre aceste frici și temeri față de femei. O să râdeți. Cam tuturor bărbaților le este teamă de femei. De ce? Este foarte simplu. Când o femeie este supusă unei agresiuni, bărbatul vrea să-și dovedească sieși care puterea, dar când femeia devine agresivă, deci transferă această agresiune asupra lui, el dă un pas înapoi și rezistă. Oare de ce? Pentru că în prima dată a folosit forța, dar a doua oară, de ce este teamă dacă femeia le ia la asalt și își dorește să aibă o relație cu el, îl dorește pe... Păi, pentru simplul motiv că ei, la nivel de inconștient, automat se proiectează ideea că atâta timp cât femeia tinde și vine către el știindu-se cum se știe, că niciodată nu a crezut că poate reprezenta pentru ea o atracție, clar este vorba de o formă de manipulare, că vrea să-l manipuleze și vrea să-l șantajeze apoi prin ceea ce simte. Nu se gândește nicio clipă că așa cum instinctul primar vorbește la ei foarte bine atunci când își doresc o femeie și o femeie poate da dovadă de același instinct. Este foarte interesant modul ăsta de a gândi, pentru că nu s-a vorbit despre aceste temere ale bărbatului și culmea, exemplu a căzut că tocmai pentru că vorbesc despre berbec, vă spun aceste lucruri, este foarte interesant ce face Lilith într-o asemenea temă și mai ales când este în berbec, pentru că ne face să ne dăm seama mai mult ca niciodată de această egalitate care există la nivel psihic între bărbat și femeie. Chiar dacă noi spunem că sunt niște deosebiri, sunt deosebirile de gen eventual și cromozomiale. Dar ca și acțiune psihosomatică, să știți, aici mai diferim cât de cât, dar în rest suntem identici. Doar de acel cromozom X și Y care face să fie unul, să fie bărbat și femeie. În rest, lucrurile sunt mult mai complexe decât ne închipuim noi și totul, să știți, că ține de tradiții, de taburi, de mentalitate, de educație, că tot vorbeam de treaba asta venind încoace cu producătoarea noastră, cu Luiza. Deci lucrurile astea sunt, de fapt, vorbim despre un conglomerat de trăsături și de caracteristici pe care noi trebuie să le conștientizăm. E bine că au venit și acum. E bine că, totuși, după 10.000 de ani de patriarhat, începem să analizăm poziția bărbatului vis-a-vis de femeie, dar nu atât asta. Începem să analizăm poziția femeii în raport cu a bărbatului, pentru că feminitatea, de-a lungul timpului, a fost extraordinar de fragmentată și de închisată, de închisă între niște repere, din care nu a putut să iasă decât abia acum de vreo 30 de ani, 40 de ani încoace. Revenind acum la semnul bebecului, închidem paranteza, asta era despre Lilith, dar o să vedeți, așa cum v-am promis, vom vorbi despre Lilith în semne, în case și despre relațiile pe care le are cu diverse planete, în condiția în care Lilith reprezintă, cum vă spuneam, ariergarda lui Pluto, este ca și cum ar fi mâna dreaptă a lui Pluto, dar în același timp reprezintă umbra lui Saturn. Deci este tot timpul după el și urmărește fiecare mișcare, pentru că totuși Saturn în esență reprezintă înțelepciune, iar Lilith reprezintă intuiția,
Ori intuiția, când își dă mâna cu înțelepciunea, face niște lucruri formidabile. Revenind acum la berbec, vreau să le spun că profesional lucrurile câștigă nu doar în greutate, ci și în stabilitate, și, dar ca mai întotdeauna există un avantajat, de asta dată zic că femeile sunt, însă atenție mare că accentul de agresivitate din 22 și 23 martie mă cam pune pe gânduri, pentru că duce fie la un inconvenient de ordin material legat de colegi sau de colege, ori de locul unde își desfășoară locul de muncă, fie la un accident la locul de muncă, ori la o stare de rău la birou, cu în care se cere intervenția iminentă a medicilor. Le-a sugerat să fie atente la ambele aspecte. Creativitate sporită însă pentru tineri. Financiar, cred că marile hopuri au trecut și ele. Totuși rămâne oarecare divergență între Saturn și Marte, care s-ar putea traduce printr-o serie de amânări sau schimb de replici dure cu cineva de la biroul financiar. Berbecii în prag de pensionare pot afla ce pensie primesc, maturii se pot bucura de o mărire de salariu sau vor afla că pot primi o sumă de unde nici nu se gândesc. Le revin în conturi, în carduri, pe carduri, sume care le-au fost trase pe nedrept din salariu, să zicem. S-ar putea ca supărarea unei femei din familie să fie nota de agresivitate care se vedește ca făcând parte din evenimentul zilei de marți, 21 martie, și această notă de agresivitate să aibă legătură cu bani, cu acești bani, fie este exclusă de la o succesiune de drepturi civile, fie este nemulțumită de această împărțeală care se face. Lucrurile se vor lămuri însă mai repede decât se așteaptă. Sănătatea nu ridică probleme până joi, 23 martie, când o criză acută de rinichi sau o căzătură zdravănă îi poate duce la spital, și aici aș avertiza tot doamnele. Ceilalți ar putea ca din cauza stresului să fie nervos sau să aibă una din celebrele lor migrene. Taur. Foarte energici acești nativi în săptămâna care urmează, de zici că Jupiter le-a dat aripi. E, și tocmai pentru că debordează de energie, aș vrea să fie atenți, nu cumva să calce în străchini și să strice ce este mai frumos, pentru că Jupiter este totuși retrograd. Venus ajișderea. Atmosfera generală ar fi aia excelentă, dar din neatenție se pot face greșeli care vor repercuta mai ales asupra relației. Grijă, mai ales la zilele de 20 și 21 martie, scuzați repetațiunea. La ei, ambianța relațională pare să se deterioreze brusc, duminică pe 19 martie, nu cumva posesivitatea și gelozia lor proverbială să le dea ghes, să facă vreo scenă, mai ales dacă sunt în public, iar revine mai alesul, repercusiunile vor fi pe măsură, și o relație care mai acum câteva zile îi făcea pe partener să se creadă într-al noulea cer de cât de bine se simțeau, să ia acum o turnură irevocabilă. Și dacă la berbeci femeile par mai energice, la taur, ca întotdeauna, masculul va ieși în evidență. Un simplu reproș din partea partenerii sau partenerului îl va face pe aparentul molatec taur să explodeze. Oricât s-ar încerca dezamorsarea conflictului, acesta pare de neoprit. Merg foarte mult pe ideea că ar trebui să fructifice un model planetar cunoscut sub numele de găleată, care arată că se pot confrunta cu numeroase provocări și obstacole, dar că tot în ei găsesc întotdeauna resurse să le rezolve. Asta mă face să cred că, totuși, până la urmă, rațiunea va învinge. Planetele din pătrate, Pluto, Jupiter și Neptun, partea norocului, pot reprezenta slăbiciunile taurului, slăbiciunea pentru mâncare, pentru femei, un soi de agresivitate sexuală chiar. Cu Pluto în casa 8-a, mă gândesc la ceva legat de bani sau, de ce nu, legat de propria sexualitate, dar în același timp și de noroc, deoarece găsesc întotdeauna soluția prin ajutorul pe care îl primesc în ultima clipă. Eu zic că toate aceste lucruri nu sunt de acum, nu durează de acum, dar acum ar putea cunoaște în această săptămână momentul culminant. De unde era decis să se reorienteze profesional, acum totul este învăluit în nesiguranță, indecizie, ca și cum un văl de ceață s-a coborât peste mintea lor. Eu îi sfătuiesc să aștepte cu asemenea decizii, pentru că va veni și timpul lor.
Să-și vadă de treabă, să nu mai bombăne în urma șefilor, că nu știe cine îi va auzi și se vor trezi cu ușa trântită în nas sau trași pe tușă. Zile ciudate, 22 și 23 martie. În ce privește banii, au cât le trebuie și, cum nu sunt nici mofturoși din fire, se descurcă. Cei care sunt finanțați de părinți sunt și mai fericiți. Atenție la indigestiile pe fond nervos. Gemeni, și pentru acești nativi se menține la cote înalte sensibilitatea cu un marcaj puternic pe casă de creativitate, dar în același timp sporește și instabilitatea afectivă și cea financiară, ca și cum, eu știu, o mână nevăzută scoate pentru ei din pălărie cartea păguboasă. Păi ce facem, fraților? Poate că singurul segment în care nu cred să se producă mari schimbări rămâne cel al profesiei, dar cu celelalte ce facem? Afectiv, stabilitatea ar trebui pentru cuplurile mature, ce sunt oameni care în două decenii au învățat câte ceva unul despre celălalt, deși despre un om nu poți să înveți prea multe într-o viață, dar aminte câțiva ani, și știu cum să amorseze dizarmoniile. Pentru cuplurile tinere însă este o învălmășală de sentimente, de așteptări și de dezamăgiri. Unii nu se adaptează, se simt prizonieri în relație. Cred că la nivel de subconștient, un program autoindus le creează aceste stări de dezagregări sufletești. La asta concură și găleata, modelul planetar despre care vorbeam la vecinilor tauri. Să știți că acest model planetar se regăsește în mai toate semnele în săptămâna care vine, dar în diverse ipostaze. Nu spun că nu sunt siguri pe sentimentele lor, dar parcă se confruntă cu ideea că s-au grăbit. Bine, și Jupiter împătrat cu Pluto le poate induce aceste trăini mentale, cu atât mai mult cu cât Jupiter este retrograd. Bine, măcar că profesional totuși lucrurile curg în matca lor, le dau oarecare stabilitate pe o anumită direcție, mintea lor poate elabora strategii și poate elibera energiile creatoare curând, însă lucrurile, cum să spun, schimbările vor lua în stăpânire și acest segment. Deocamdată sunt bine văzuți de șef și de colegi, sunt gata să dea sfaturi, să dea și o mână de ajutor acolo unde trebuie. Zile foarte bune, 23 și 24 martie. Pe 21 martie să aibă grijă că o serie de atacuri la imagine vor fi îndreptate către ei indirect când se vor confrunta cu acuze de furt intelectual sau de plagiat. Iată că revine din nou în tema natală acestor nativi aceste acuze, să nu dea curs provocărilor pentru că vor intra în polemici absurde care nu doar că îi va obosi, dar îi va face să le piară și cheful de lucru și știți cum sunt gemenii când nu se mai simt atrași să facă un lucru, nu le va mai ieși nimic, dimpotrivă se vor bate să scape cât mai repede și vor trece, cum zic eu, fușeresc treaba. O dau peste cap, o fac la repezeală, nu sunt atenți la detalii și de aici căderea liberă. Ca parte financiară, au gânduri mari, doresc să investească, să aibă răbdare, că o vor face mai curând decât se așteaptă. Unii își doresc o casă, alții să-și schimbe mașina, dar cei mai mulți își doresc ce altceva decât ultimele gadgeturi în materie de electronice, mai ales cei care lucrează web design sau fac arhitectură și lucrează cu programe de creație foarte softuri sofisticate, până la cei care folosesc plotere sau diverse lucruri care, de ultimă oră, care să-i ajute în crearea de machete. Cei care lucrează în domeniul arhitecturii, uite, chiar despre ei vorbeam, și a medicinei energetice, în acest moment mi se par cei mai avantajați. Au foarte bună susținere pe componenta comunicare cu nodul nord acolo, primesc mesaje din substil care îi liniștesc ca prin farmec, ba mai mult, le și dau un farmec aparte. Ca sănătate, epuizare nervoasă și oboseală sunt cei mai mari dușmani ai acestor nativi în această săptămână. Pauză și revenim! Iată că revenim, dragii mei, continuăm cu semnul RAC. Pentru acești nativi, toate lucrurile merg ca pe roate. Singura treabă pe care nu o pricep este de ce nu au încredere în ei. În special cei tineri, nu doar că nu comunică sau dacă o fac aiurea, dar se și încrâncenează în niște, eu știu,
filozofii de viață, dar de alea de împrumut, nici de cum din cele trăite, care în loc să-i ajută, le face numai de servici. Adică ei trăiesc numai din cărți, din iluziile pe care le dă filozofia lor de viață. Nu putem avea câte ne dorim așa, cât am pocnit din degete și deodată, dar putem să ne facem viața mai bună cu ceea ce avem. Ce mai afectați par tinerii și adolescenții. Luni și marți, 20-21 martie, aceste incertitudini se vor lovi de comunicarea cu persoana iubită, în special în cuplurile în care diferențele de vârstă sunt mai mari, de tipul 15-25 de ani. Doamnele se cred neînțelese, sunt rebelă, se revoltă, jignesc. Cred că acum este bine să intervină nu pisălogeala mamei, de ce, de unde, cum, când, ci înțelepciunea unui bunic, a unui prieten în care ei au avut încredere, pentru că sunt momente în viață când trebuie să apelăm la o terță persoană dacă vrem să fie bine copilului nostru. În cuplurile tinere este armonie, mai ales dacă la cârma familiei este bărbatul, dar factorul de decizie, cum spune o femeie. Cu intuiție și răbdare, acesta din urmă, emoțiile exultă și racii, nu doar că revin la gânduri mai bune, ci simt că familia îi acceptă așa cum sunt, ceea ce le va da siguranță interioară, acea siguranță interioară despre care eu vorbesc și despre care ei au nevoie, de care ei au nevoie. Profesional, ziua de 23 martie poate fi o zi a recoltei, în sensul că cele bune acum le vor aduce satisfacții nebănuite. Nu este vorba despre promovare, deși se vorbește despre așa ceva, cât cred că este vorba despre o concentrare de idei și o forță proteică de care aveau nevoie ca să finalizeze un proiect, o lucrare, o teză de doctorat, o licență. Numai bine ca ultimele două zile să le aducă în discuție și poziția în schema profesională corespunzătoare momentului. Se discută despre treaba asta, dar să nu se grăbească și să aștepte că vor primi răspuns, dar nu imediat. Axa metabolică este destul de afectată, așa că le sugerez să fie atenți la unele disfuncții organice care țin de digestie, dar și de eliminarea toxinelor din organism, dacă trebuie să țină chiar un regim pentru a ajuta procesele fiziologice implicate. Leu. Se relaxează și acești nativi, se liniștesc, se calmează, aderă la ideea de stabilitate pe care le-o dă familia și decid să-și petreacă mai mult timp alături de aceasta. Poate că aici concură și relaxarea de la serviciu, unde atmosfera s-a mai detensionat, relațiile cu colegii, cu șefii sau cu subordonații au intrat în normalitate și simt că pot să se desprindă de ceea ce este vechi, anacronic și anchilozat. Sunt primele efecte care le resimt după multe luni de probleme, dar să nu ne bucurăm încă. Se schimbă relațiile cu cei de acasă, simt nevoia să se implice mai mult în problemele de familie. Vor să discute cu copiii, cu partenerii de viață, cu părinții, vor să dea o anumită direcție relației în care comuniunea spirituală să fie liantul. Zile speciale 19, 20, 21 și 22 martie. Unii lei doresc să-și întemeieze o familie și fac planuri când se pună nunta. Cei care nu au o prietenă sau prieten sunt convinși că va veni și vremea pentru așa ceva. Cert este că nativii leu își doresc mai mult ca niciodată o familie. Și bineînțeles că atunci când îți dorești ceva cu adevărat, întreg universul concură la realizarea acestei dorințe. Profesional nu par să fie probleme, totuși le-aș sugera să fie atenți ce vorbesc cu colegii sau la vreo întâlnire lucrativă, pentru că luna neagră se plimbă prin casa familiei și le poate crea probleme de genul exagerărilor sau a minciunii care ajung la urechile celor de acasă și să te ține nefrecuș și morală de o să le iasă pe nas. Aici e vorba mai mult de tineri decât despre cei vârstnici sau de un soț prins și el cu mâța în sac, a umblat pe la oala cu smântână. Pe de altă parte, cei care lucrează în domeniul financiar să citească foarte atent fiecare document, fiecare act care le trece prin mână, abia apoi să semneze. Este vorba despre zilele de 23 și 24 martie. S-ar putea confrunta în continuare cu probleme de tipul conturi blocate pentru niște amenzi de circulație sau pentru o serie de rectificări financiare de care nu au știut sau de care au uitat. Așa că bugetul lor este grefat de datorii către stat și trebuie să le plătească, nu au ce face.
Și la ei sănătatea este pendintă de stres și de oboseală și de aici probleme de anxietate, de palpitații, de lipsa poftei de mâncare. Să nu uite că un regim riguros de viață îi poate salva de aceste neajunsuri. Fecioara. Dacă săptămâna trecută spuneam că la acești nativi este liniște și calm, iată că și la ei se precipită lucrurile în sensul că parcă nu mai știu încotro să o apuce. Sfatul meu este să ia lucrurile pe îndelete, că vor găsi luminița de la capătul tunelului. Lucrurile se accelerează undeva în sfera profesionalului cu tangență deopotrivă la creativitate, pe de altă la puterea lor de discriminare, la capacitatea lor de a discerne binele de rău, de a separa greul de neghina. Cel puțin relațional lucrurile sunt pe drumul cel bun. Poate pe aici, pe acolo se mai confruntă cu soacrele sau mamele vis-a-vis de ceea ce vor să facă sau ce vor să aleagă, dar să nu uite că nu pot mulțumi pe toată lumea. Pe 20 și 21 martie, posibil o invitație de a petrece concediul de Paște la niște rude în străinătate, i-aș sfătui să accepte, indiferent de ce spun ceilalți. Tot pe 21 martie, dacă cineva are de susținut un examen final, este foarte bun de susținut, avantajate sunt femeile și cred că vorbim de carnetul de conducere. Din punct de vedere profesional, cei care lucrează cu contracte vor avea o perioadă excelentă, cu surprize de gen promovare peste noapte în posturi la care nici măcar nu îndrăzneau să viseze. Spiritul lor organizatoric, ideile și cunoașterea în domeniul vor fi esențiale în momentul în care li se va avansa propunerea. Excelente din acest punct de vedere sunt zilele de 20 și de 23 martie. Alți nativi fecioară se pot confrunta cu probleme pentru că nu știu când să se oprească și sunt convinși că li se cuvine ceea ce cer. Ei bine, aceste cereri, dacă nu sunt justificate și argumentate așa cum trebuie, le pot crea neplăceri de tipul retrogradării profesionale. Același lucru este posibil și din cauza că un om din subordine sau un coleg nu a făcut la timp ceea ce i s-a cerut. Periculoasă în acest sens mi se pare ziua de 24 martie. Financiar, lucrurile stau nesperat de bine datorită stabilității veniturilor. Spuneam acum câteva săptămâni că ei se bucură de venituri constante, o perioadă foarte lungă de timp. Își doresc mai mult, dar pentru a avea mai mult este nevoie și de răbdare, iar ei au răbdare din plin, ca să zic așa. Ca sănătate, aș vrea să fie atenți la pusele de tensiune, la răceli și la alergii alimentare, în special cele care pot declanșa boli la care nici măcar nu se așteaptă. Balanța. Le revine nu atât încrederea în ei, cât siguranța de sine, se dovedesc eficienți acolo unde sunt și în tot ceea ce fac, iar trigonul în semne de apă este menit să le exalte nu doar emoțional și afectiv, ci și creativ, ideile lor fiind extraordinare și având o susținere prin argumentație logică, pragmatică și vindicativă. Chiar și afectiv, lucrurile se aranjează pentru ei. Sunt adepții iubirii necondiționate, chiar dacă prin ceea ce fac de multe ori dovedesc că mai degrabă sunt adepți ultimatumurilor când se pune problema iubirii, ca să nu spun că pot da dovadă de o persoasiune ieșită din comun ca să-și atingă scopurile. Doar că scopurile lor nu seamănă nici cu ale fecioarei, nici cu ale scorpionului. Ei când doresc ceva, o fac pentru liniștea lor și nu pentru altora. Zilele care ar trebui să fie fructificate din plin sunt 21 și 22 martie, când furtuna din relația lor se liniștește și știu care sunt soluțiile de adoptat. Și profesional se liniștesc apele. Balanțele care nu au un loc de muncă, dar au depus CV-uri în stânga și în dreapta, pot fi chemate la un interviu pe care să-l treacă cu brio și să fie angajate pe loc. Cei care susțin examene de promovare vor promova cu succes. Cei care susțin alt tip de examene, au aplicat, de exemplu, pentru studii aprofundate în străinătate, pot afla că au fost acceptate. Cei care au aplicat pentru o bursă de studii cu durată determinată, la fel, pot afla că au fost acceptate. Balanțele care decid că este momentul să-și vadă de drumul lor vor rupe cu trecutul, vor începe să alerge ca să-și pună pe picioare propria afacere.
La fel, zile benefice sunt 21 și chiar 24 martie. În plină criză sau austeritate, cum vreți să-i spuneți, femeile sunt avantajate în ce privește mărirea de salariu. Bani vin, mai ales din contractele pe care le încheie, nici din muncă, nu din muncă directă, ci din comisioane. Bugetul lor va fi mereu împrospătat și de aici micile venituri din surse extraprofesionale, mai ales pe 25 martie. Alte zile excelente, 23 și 24 martie. Imunitatea este o problemă pentru ei, dar cred că în această săptămână, la fel ca și fecioarele, ar trebui să fie atente la alergii cu varii dermatite pe fond alimentar. Scorpion. Probleme care țin de legalitate vin să îngreuneze săptămâna acestor nativi. Nu sunt implicați direct, ci conjunctural, dar știți cum au mai pățit ei treaba asta, este destul să li se asocieze numele cu acțiunile celor vinovați și o întreagă cascadă de probleme, din care sper să iasă cu față curată, se va porni. Sfatul meu este să fie foarte atenți în ce se bagă. Deși ei de regulă sunt foarte atenți la ceea ce fac, știu că nu le place să fie în lumina reflectoarelor, ci întotdeauna să acționeze din umbră și să facă totul cât se poate de bine. Relațional sunt posibile rupturi, în special unde partenerul de viață este femeie și scorpion pe deasupra. Ea trage la căruța familiei până la un moment dat când nu mai poate și lasă totul și pleacă. Ceva de genul acesta se va întâmpla săptămâna care vine. Alte cupluri încearcă să recupereze ceva, dacă mai este de recuperat. De fapt, mereu este câte ceva de recuperat, doar că acești nativi nu pot trece cu vederea greșeala, nici măcar pe a lor, și, ca să nu mai spun de câte ori o argumentează. Nu pot trece cu vederea și nu pot ierta, deși poate greșeala le aparține în proporție de 70%. Preferă să piardă tot decât să recunoască că au greșit. He. Da? Zi grea, 20 martie. Pe 21 martie unele cupluri, de exemplu, pot afla că vine barza. Altele, pe 22, ar putea să zică bye-bye. Deocamdată, profesional, lucrurile se așează. Tinerile scorpioance sunt avantajate dacă au mici afaceri, centrate pe prestări de servicii, deoarece pot prinde acum contracte din care să trăiască câțiva ani buni. Cei care lucrează în domeniul bancar au șanse foarte mari să-și facă comisioane de vacanță din modul cum manipulează banii cu care operează. Perioadă foarte bună, 22 și 24 martie. Financiar, se produc unele răsturnări de situație în sensul că sumele pe care contau nu se vor aduna în cont, cum sperau ei, ci vor trebui să alerge să le recupereze. Dacă tot vor bani și cât mai mulți, bineînțeles, atunci trebuie să muncească ca să-i recupereze, să-i obțină, nu? Oricum, 22 martie ar trebui să fie o zi fantastică din punct de vedere financiar pentru ei și le-a sugera să se concentreze pe ea. Nu cred să se plângă de probleme de sănătate. Totuși, cei care au copii să fie atenți la problemele digestive ale acestora. Săgetător. Cum spuneam și săptămâna trecută, viața acestor nativi se mai înseninează, tensiunile și neliniștile se mai calmează. Faptul că au recâștigat controlul asupra vieții lor, dar mai ales faptul că pot judeca limpede ce au de făcut de acum înainte, este foarte important. Mai spuneam la un moment dat că sunt oamenii cărora nu le place să fie mințiți, dar au și acea naivitate de a crede orbește în cei pe care îi iubesc. Ei bine, nu se dezmin nici de această dată, așa că le-aș sugera să fie foarte atenți la ce se petrece în jurul lor, că se vor convinge singuri că lucrurile nu sunt chiar așa cum credeau ei că sunt. Din punct de vedere afectiv și relațional, lucrurile sunt liniștite. Chiar aș spune că pun țara la cale cu partenerii de viață. Mai mult, creează cadrul propice pentru ca partenerul sau copiii să se pregătească pentru examenul care ar trebui să-l dea și să le aducă promovarea sau finalizarea unor studii, ori carnetul de șofer, și nu vor lăsa nimic să le conturbe studiul. Pe de altă parte, cei care sunt implicați într-o afacere cu iz financiar, să fie atenți la ce discută sau la ce promit, că o fi el Jupiter într-un semn cu care are afinitate, dar este retrograd și împătrat cu Pluto, dar mai este și în conjuncție cu nodul sud și poate fi un jug destul de greu de dus
mai târziu. Atenție, deci, la zilele de 20, 21, 23 și 25 martie. Profesional se preconizează unele schimbări, din nefericire nu chiar cele pe care le doreau, pentru că una s-a discutat și li s-a promis și iar în realitate s-a întâmplat altceva. Dacă susțin vreun examen de promovare sau primesc vreo ofertă de muncă mai bine plătită, să facă mutarea, dar să analizeze foarte bine condițiile în care o fac. Dacă se bazează pe promisiuni, acestea nu vor fi onorate, atenție, și de aici dezamăgirea, în special în zilele de 20, 21 și 24 martie. Financiar au toată energia necesară pentru a scoate bani din ceea ce fac și aici nu mai este vorba despre locul de muncă propriu-zis și despre slujbele part-time, care le aduc banii de care au nevoie. Zile bune, 21 și 23 martie. Poate fi vorba și de un contract extern. Ca sănătate, atenție la problemele respiratorii, dar și la puseele de tensiune. Capricorn. Lucrurile plutesc pentru ei într-o nebuloasă ciudată, pentru că mulți nici nu realizează ce li se întâmplă, mai ales că iar au început să înoate în ape tulburi. Ei care de regulă sunt pragmatici, știu foarte bine ce au de făcut, de asta dată cad pradă propriilor vise și aici mă refer în special la cei tineri, pentru maturi viața este așezată, după cum știm foarte bine, în tipare rigide, drept, dar sigure, iar perioada aceasta dură, durează cam toată luna în funcție de tema natală a fiecăruia. Tensiunile sunt generate și de celebrul deja careunte pe care Pluto îl diriguie între Uranus și Jupiter, un aspect nu tocmai plăcut, semn că a venit momentul să-și achite datoriile sau să îndrepte prostiile pe care le-au făcut. Pe de altă parte, pătratul dintre Saturn, care le trece peste ascendent și peste soarele natal și conjuncția Chiron-Soare, un aspect deloc rafinat, le aduce foarte mult stres și foarte multă agresivitate interioară. Una din marile capcane în care au căzut sau sunt la un pas să cadă este cea a comunicării. Știu să fie amanți extraordinari, dar problema este că din toată povestea vor ieși cu sufletul țăndări, pentru că nu știu să-și ia măsuri de precauție. Sunt convinși că dacă ei dau totul și partenerul va face același lucru. Ei bine, vor avea ocazia să constate pe pielea lor că lucrurile nu stau chiar așa. Și apropo de escapade, i-aș sfătui ca luni 20 martie și vineri și sâmbătă 24 și 25 martie să aibă grijă în apele cui înoată. Că dacă au o mare meteahnă, atunci este aceea de a nu-și putea ține pantalonii pe ei. Și de aici încep toate belelele. Dacă au de gând să se reorienteze profesional, au ales prost momentul. Este bine că vor să schimbe ceva în rutina cotidiană, dar nu acum. Cum spuneam mai sus, tinerii sunt susceptibili la a face cele mai multe prostii. Și când spun tineri, să știți că mă refer la Capricornii până în 40 de ani. Decizia profesională pe care o vor lua le va afecta nu doar imaginea, ci și bugetul și pe o perioadă destul de lungă de timp. Deci să aibă grijă la zilele de 22 și de 23 martie. De asemenea, este posibil ca de pe urma unui proces de partaj sau de divorț să nu se aleagă cu nimic din ce au crezut că pot avea. Și se vor constata, vor vedea cum un întreg, cum spune, o întreagă construcție, o întreagă arhitectură pe care și-au construit realitatea următoare se va dărâma, pentru că ea nu este conformă cu realitatea și vor trebui să o ia de la capăt. Toate aceste probleme vor repercuta asupra sănătății lor, dar vor strânge din dinți, se vor ridica și vor merge mai departe. Posibil crize renale. Mare atenție, pentru că ei au o afinitate născută către litiaze de orice fel. În sfârșit, vărsător, nu știu, pentru ei săptămâna asta au și ei așa o chestie. Iluzii legate de un loc de muncă în străinătate, de niște studii care cred că le va aduce ceva în plus sau de o sănătate, legate de sănătate. Ei și lor le spun că trebuie să ia lucrurile așa cum sunt, nu cum vor ei să fie. Totuși, vor da dovadă nu doar de originalitate specifică, ci și de creativitate, de spirit vizionar, care îi poate transforma într-adevăr peste noapte în vedete.
afectiv nu aș spune că lucrurile merg greu, nu. Dimpotrivă, aș spune cu detașarea lor proverbială, ei acum se îndrăgostesc, acum se dezîndrăgostesc. Acum le place ceva, dar dacă simt că persoana respectivă nu răspunde, nu vibrează cu ei la același nivel, bat foarte rapid în retragere și se reorientează. Faptul că mentalizează trăirile îi face să se detașeze cu rapiditate de stările emoționale, dar nu același lucru aș putea să spun despre partenerii lor, care nu că se victimizează, ci suferă, chiar suferă de pe urma ceea ce se întâmplă, pentru că vărsătorii nu sunt capabili să vadă dincolo de aparențe, ca un făcut. Ei văd totdeauna ce se ascunde în spatele lucrurilor, dar când este vorba despre propriile sentimente, nu văd nimic. Datorită, cum spuneam, capacităților de detașare și de analiză, lasă impresia că nu se implică în ceea ce fac. E, n-aș zice treaba asta atunci când au o relație și când se simt trădați, bineînțeles vor bate în retragere și se vor da înapoi, vor zâmbi ca și cum nu le pasă de nimic, dar de fapt știm foarte bine că v-am mai povestit eu, ei sunt o rană sângerândă perpetuă, dacă e să ne gândim din punctul ăsta de vedere. Deci nu vă dați seama cât de ușor pot fi răniți acești nativi. Numai că ei știu foarte bine să escamoteze, știu să ascundă. Indiferent care au fost relațiile, dacă îi acuzați de ceva ce nu au făcut, vor zâmbi, își vor vedea de ale lor, dar nu mă întrebați ce este în sufletul lor. Deci, atenție, că s-ar putea să le imputați ceva ce s-ar putea să regretați, pentru că dacă mai au o meteahnă, este momentul în care ți-au întors spatele, nu se mai întorc. Nu mai revin asupra a ceea ce au părăsit. Perioada 20-24 martie este foarte bună pentru ei ca să-și găsească un loc de muncă sau, dacă au unul, să schimbe ceva în ceea ce fac. Să evite bisericile și bisericuțele, le-o spun a nu știu câta oară, cei care știu că nu-și pot struni versatilitatea între ale bârfei. Pentru că dacă au un păcat, altă meteahnă, atunci acela este acela de a sporovăi pe seama celorlalți. Și vă dați seama ce este. Nu realizează că sunt foarte ușor de tras de limbă, mai ales dacă sunt tineri, și de aici o întreagă nebunie. De fapt, din acest punct de vedere, aș vrea să fie foarte atenți, au mai trecut ei prin această ipostază, pentru că întreaga săptămână este conflictuală. Financiar nu mai stau prost cum stăteau acum un an. Au tras, nimic de zis, au învățat să gestioneze ceea ce au, lucru care pare surprinzător, dar nu uitați un lucru, iar foarte important, că vărsătorii nu se ard decât odată. A doua oară nu mai apucă. Dar nu e vorba de asta, e vorba că au început să vină bani, au început să vină și să vină, cum să spun, programatic, ceea ce pentru ei, fiind o sursă, o bază de stabilitate, îi poate face să meargă mai departe cu foarte multă ușurință. Problemele digestive și la ei sunt la ordinea zilei și, în același timp, răcelile pe care ar cam trebui să le vadă, să le vindece. Acestea fiind spuse, iată, am încheiat previziunile pentru săptămâna 19-25 martie. Luăm o mică pauză și revenim cu lecția de astrologie. Am revenit, dragii mei, cu lecțiile de astrologie, așa cum v-am obișnuit, și pentru că tot am vorbit despre Revoluția Solară, vreau să încerc să vă spun câteva cuvinte despre ea, pentru că apoi să continuăm cu modelele planetare la tehnici de lucru. Acuși, o să-mi puneți întrebarea, dar mai spuneți-ne ceva, uite, vreau să vă spun. Acum, trebuie să știți că Revoluția Solară este o hartă ridicată pentru momentul când Soarele revine la poziția sa natală, așa cum vă spuneam, la casele derivate sau, era să zic compozit, dar compozitul e altceva. Diferența poate fi de 2 zile înainte sau după naștere. V-am spus, pentru mine s-a produs pe ziua de 6, deci cu o zi înainte.
Harta se citește ca o diagramă natală, cu excepția faptului că trebuie să se țină seama de faptul că aceasta este valabilă, deci tot ceea ce v-am spus eu în prima parte a emisiunii, doar pentru anul în curs. Deci doar un an durează, până la următoarea revoluție solară, când putem avea ascendentul într-o altă casă și când se schimbă perspectiva și a ascendentului. Și deci citim așa, când citim revoluția solară, cât mai detaliat posibil, notați-vă, ascendentul temei revoluției solare va colora abordarea individuală pentru anul în curs, pentru anul pe care, pentru care facem, se va observa care sunt casele accentuate în anul revoluției solare, angulare, succedante, cadente, care este calitatea semnelor dominante ale anului, cardinal, fix, mutabil. La mine este cardinal, de unde e ascendentul meu și ascendentul este tot într-un semn cardinal. Ce este, vom vedea casele derivate. Ce implică? Ce putem să aflăm mai mult în plus? Vom studia ascendentul temei revoluției solare. De asemenea, casa și semnul în care se află luna revoluției solare. Unde se află stăpânul ascendentului revoluției solare? Casa în care se află soarele în graficul revoluției solare și care arată ce domenii ale vieții nativul va excela sau în care va dori să strălucească în anul care vine sau ce va dori să rezolve la nivelul casei respective, la nivelul câmpului de acțiune respectiv. Dacă persoana este interesată de un domeniu specific, cum sunt finanțele, se va studia întotdeauna casa a doua a revoluției solare și poziția lui Venus. Dar atenție, când spun casa a doua a revoluției solare, vorbesc despre casa derivată. Deci atenție, nu casa a doua din tema natală. E vorba despre casa a doua a revoluției solare, care este casă derivată, repet. Deci vedeți în ce casă se derivă casa respectivă. Deci poate din casa a doua, de exemplu, dacă este casa, să spunem, a opta, înseamnă casa revoluției solare va fi, casa a doua va fi casa a opta. Deci, vedeți cum faceți acest calcul. De asemenea, urmărim poziția lui Venus în tema natală, în tema revoluției solare și vedem ce relații se stabilesc între cele două. De ce vorbesc de Venus? Pentru că Venus răspunde de cash flow, de curgere. Apoi, urmăriți-l, este planetă personală. Ca și planetă transpersonală, logic, urmărim relațiile cu Pluto. Pluto, stăpânul bogăției, apoi cu Saturn și Jupiter. De asemenea, în tema revoluției solare, trebuie studiat accentul emisferelor, dacă planetele sunt grupate sau sunt risipite. De asemenea, deosebit de semnificativ în revoluția solară sunt gradele critice, în special interpretarea gradului 29, care știm foarte bine, gradul 29 este un grad anaretic. Este un grad anaretic întotdeauna, indiferent de semnul în care cade, acest grad 29 ne arată boala de care poate suferi nativul, boala care se poate declanșa, boala care există și, atenție, poate sugera boală cu caracter letal. Poate acest grad 29, poate cădea în casa morții, casa accidentelor. Deci ne arată un posibil accident, poate arăta în casa 10 o posibilă intervenție chirurgicală. Deci, din punct de vedere medical, trebuie studiat acest grad 29, fiindcă este foarte important în anul revoluției solare, unde cade acest lucru. La fel de bine, alături de revoluția solară, putem să studiem arcul solar. Este un pic mai complicat însă această tehnică, am mai vorbit noi despre ele. Eu prefer să rămâneți la studiul revoluției solare, este mult mai la îndemână de studiat. Vă și recomand o carte pe care să o citiți în domeniu, este vorba de Mary Shea, și care vorbește despre planetele în timpul și aspectele dintre planete în timpul revoluției solare.
Este pentru că ea deja vorbește despre casele derivate, nu le numește așa, dar aveți aspectele care vă interesează, lucrează cu case derivate, vă spun de acum. Repet, nu este greu, rețineți, când vorbim de case derivate, ascendentul nu este cel din tema natală, poate să fie oricare dintre semne. De ce? Pentru că noi urmărim poziția soarelui să fie la același grad, minut și secundă, cu poziția soarelui din tema natală. Acest nou soare, pe o perioadă de un an, este o perioadă determinată, dă un alt aspect temei natale, aduce un alt ascendent și știm foarte bine, numerotarea caselor începe de la ascendent și, logic, cu noul ascendent, derivăm casele. Dacă în tema natală, să spunem, avem berbecul la casa întâi, e posibil ca în Revoluția Solară să avem celălalt, Balanța sau Capricornul, vom începe să numerotăm semnele de la Balanță sau de la Capricorn sau de la Rac, de unde va cădea ascendentul temei respective. Deci asta am vrut să vă aduc în plus despre Revoluția Solară, să vă reamintesc ce semnifică ele. Deci are foarte mare legătură cu casele derivate. De fapt, este o tehnică care, în mare parte, doar părerea mea este că își găsește explicabilitatea aici, cel mai bine, aici se fructifică la nivelul Revoluției Solare. Atenție, Revoluția Solară nu e tot una cu ingresul. Ingresul înseamnă momentul în care o planetă se întoarce în semnul pe care l-a părăsit prin retrogradare. O să vorbim și despre asta, dar la o altă emisiune. Acum o să vreau să mă întorc la modelele planetare, unde am rămas. Am rămas la Zmeu, din câte mi-aduc aminte, data trecută. Zmeul sau parașuta, mă auziți frecvent vorbind, au în tema natală un zmeu. Ei bine, acum aflăm ce este acest zmeu. Este o configurație astrală din care fac parte cel puțin patru planete, două în opoziție, una aflată în sextil, nu, sunt două în sextil, una în opoziție și avem un trigon. Deci trei aspecte de 120 de grade. Are forma, o să-l vedeți, o să apară acum pe ecran, zmeu. Acționează intens și puternic, dar o putere armonică, o putere echilibrată, care poate sugera și căi de urmat. Adesea nativul dezvoltă talente și abilități care îl duc spre bogăție prin spirit vizionar, de asta dată vorbesc despre o bogăție spirituală, dar poate fi vorba și despre bogăție practică, în adevăratul sens al cuvântului, atunci când focarul, deci partea de sus a zmeului, se află, să spunem, în casa a patra sau în casa a doua a banilor munciți. În casa a opta, când este în casa a opta, de regulă am întâlnit frecvent când la moșteniri aspectul, când l-am întâlnit cu vârful în casa a doua, l-am întâlnit frecvent la schimbarea locului de muncă cu un statut financiar mai bun decât cel din care se pleacă. Și uite că și spune aici, ca direcție este foarte util când se pune problema ascensiunii profesionale sau unei promovări. Posibil ca nativul să aibă un talent pentru relațiile publice, este capabil să detecteze proiecțiile și transferurile prin complementaritatea dintre oameni. Când aspectul se formează în tranzit, el poate reprezenta un moment social de anvergură, dar și de cotitură pentru realizarea profesională, socială și politică a nativului. Sugerează putere, talent de negociator, capacitatea de a rezolva conflicte și provocări, talent pentru diplomație și resurse umane. Nicovala, ei bine, o să luăm pendelete Nicovala, am vorbit despre ea și data trecută, atunci când am vorbit despre un alt model planetar, vorba despre Pește, un model planetar compus dintr-un trigon și o nicovală. Nicovala descrie un model planetar alcătuit din două pătrate legate între ele de un trigon și un sextil și reprezintă necesitatea muncii cu sine a nativului, muncă din greu care să-i permită transformarea interioară.
Sextilul și trigonul arată oportunitățile care decurg din munca de transformare, e vorba despre transformarea tensiunilor pe care le creează cele două pătrate. Când acest model planetar este prezentat într-o astrogramă, este semn că nu ni se permite nicio amânare a transformării. Foarte interesant, mare grijă. Deci nu ni se permite să nicio amânare a transformării noastre ca pe calea de evoluție, ci trebuie să o realizăm, pe care trebuia probabil să o realizăm de foarte multă vreme, chiar din mai multe existențe anterioare. Nicovala este un model planetar care generează și susține energia transformării și purificării totale a ființei. Deci, iată un model planetar care are un caracter karmic de astă dată, sugerează o anumită formă de creativitate, îl poate ajuta pe nativ să se elibereze de anumite limite inconștiente. Energia sa este generată spre exterior de planeta aflată în opoziție, adică în cealaltă parte a temei natale, pentru că ea conferă putere de concentrare interioară, intuiție, anumite capacități creatoare care ne ajută să ne depășim limitările de orice fel. Cum acționează? Păi, am spus, acționează o configurație, conține un potențial extraordinar de concentrare în sine și de cercetare, ceea ce îl provoacă pe nativ să găsească soluțiile în el. Vorbim despre conflictele interioare care duc către transformare, dar nu sunt o formă de angoasă. Atenție! Un alt model planetar ar fi aripile de pasăre, foarte interesant și el, pentru că descrie un model planetar care se prezintă în două feluri diferite și care comportă însă același mod de interpretare. De ce? Pentru că configurația este formată fie din două sextile sau, și două pătrate, fie din două trigoane și două pătrate. Aspectele tensionate obligă la schimbări care trebuie făcute pentru ca nativul să beneficieze de potențialul sextilelor și trigoanelor, iar configurația pare să fie specifică semnelor de aer și planetei Mercur, deoarece ele îl împing pe nativ întotdeauna spre domeniul comunicării și a expresiei de sine. Configurația cu trigoane este mai ușor de materializat, deoarece ea nu pune în joc decât două elemente, pe când cea cu sextile obligă la modulațiile celor patru elemente din care fac parte configurația. Pentru că știm foarte bine, trigonul vorbește de elemente de aceea, se formează între elemente de acest fel, pe când sextilele se pot forma între elemente de natură diferită. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți la ce mă refer. Putem vorbi, de exemplu, cu sextilele, un sextil între scorpion și capricorn, între vărsător și berbec, și sunt unite de pătratul dintre scorpion și vărsător, berbec și capricorn, așa cum se vede și în schema pe care v-am făcut-o, în desenul care vi l-am prezentat. Cum spuneam, configurația pare să fie specifică semnelor de aer, totuși sugerează că nativul trebuie să-și modeleze suplețea spiritului, toleranța și adaptabilitatea. Ajung din nou la configurația de tip iod. Numai puțin ca să văd configurația de tip iod care ne vorbește despre, acum să vezi unde am pus-o, că așa de bine le-am pus, da, că nu știu unde am doar ciocanul Tor, configurații care țin de Doamne, da, unde te-am ascuns? Ca să vezi că le fac și așa de bine știu să le pun, în ideea că vin cu ele la emisiune și uite așa, numai bine nu dau de ele acum.
Vorbim despre un iod aparte, despre ciocanul uitor. Vreau să vă mai spun, să revin asupra ideii de iod, pentru că este o configurație care în prezent suscită foarte mult interes din partea astrologilor. Da, l-am găsit. Știam eu că l-am pus la configurații, logic. Iodul sau degetul lui Dumnezeu, care reprezintă în esență o ajustare, o eliminare, o renunțare la un moment dat, la un obicei, o situație, o stare de fapt, de care nativul nu mai are nevoie și căreia trebuie să-i pună punct. Este o schimbare, o cotitură majoră, dacă vreți. Renunțarea la trecut, un drum nou, punctul culminant al conflictului dintre două forțe reacționale și cele revoluționare. Sunt tensiuni, decizii luate pe moment, fără a ști dacă ele însă sunt bune sau proaste. Atenție! Planetele aflate în sextil pot sugera de unde vine ajutorul pentru rezolvarea conflictelor și provocărilor. Descrie o configurație aparte, iodul format din două inconjuncții, deci clasic, iodul este format din două inconjuncții și un sextil, adică două aspecte de 150 de grade și unul de 60 de grade, fiecare planetă din sextil, ajutând în relația cu planeta aflată în inconjuncție prin canalizarea energiei configurației. Se formează celebrul triunghi isoscel, de care mai aminteam. Sugerează activitate mentală bună, mobilitate, talent pentru relațiile de mediere, gustul pentru independență și libertate în interiorul parteneriatelor, indiferent de natura lor, o misiune spirituală, rebeliune, implacabilul, ceea ce se întâmplă, trebuia să se întâmple. Din punct de vedere spiritual, persoana trebuie să învețe să renunțe la dorințele sale proprii, iar răsplata va fi cu mult mai mare. Dacă nativul înțelege acest lucru, viața lui capătă noi dimensiuni. Și dădeam aici un exemplu, să ne amintim doar de perspectiva crizei politice la nivel mondial, prin sensul dat conceptului de dominare a lumii, conflict real, în care a fost nevoie de alegeri clare și rapide, concomitent cu schimbarea percepției asupra eligibilității intențiilor și a credinței pentru a preîntâmpina dileme ireconciliabile, catalizate de mișcările sociale din perioada 78-79, când Neptun era în sextil cu Pluto și ambele erau în inconjuncție cu Chiron. Un alt iod celebru a avut loc în august 2000, când președintele de atunci al Statelor Unite, Bill Clinton, anunța descifrarea codului uman. Și vă spuneam că surpriza cea mai mare a fost la acel iod, că focarul, vârful iodului, vârful triunghiului, se afla pe Washington DC, de unde această informație și-a luat zborul. Iar un iod foarte interesant, dacă este să vă dau exemplu, este iodul din tema natală al Mădălinei Manole, care spunea la un moment dat că poate fi activat și anunța momentul de cumpănă din ziua în care împlinea 44 de ani, un multiplu de 11. Și într-adevăr, luna aceea neagră care era focar, este focar la acelui iod, avea să fie activat de Marte și de Saturn, pentru că iodul ăsta poate exista în tema noastră natală. Chief Antonio Passarelli s-a născut cu două asemenea ioduri, foarte interesant, unul mediat de Mercur și unul mediat de Chiron, numai că aceste ioduri nu devin active decât în momentul în care focarul este activat de tranzitul opozabil a unor planete aflate în opozabilitate și de regulă de tranzitul planetelor lente. Și treci la Mădălina Manole, revenind la ea, tranzitul a fost activat de cine? De Saturn, o planetă considerată lentă, pentru care o perioadă de revoluție, planetă socială, o planetă de legătură de 28 de ani și 7 luni, și de Marte, care era o planetă personală.
Și mai era acolo, dacă nu mă înșală memoria, și Neptun. Dar mi-a venit acum aminte pentru că vorbeam despre iod și iodul întotdeauna a avut semnificații aparte. Un alt iod special este ciocanului Thor, despre care eu am pomenit în câteva rânduri când am analizat ceea ce se întâmpla în tema natală a României la început de an și pentru care foarte mulți m-au luat întărăbacă, dar care până la urmă iod și-a dovedit eficacitatea și valabilitatea. Acest ciocan al lui Thor descrie este format din două seschi pătrate, adică din două aspecte de 135 de grade și unite în bază, în focar, este tot un triunghi și oscel, de un unghi de 90 de grade. El acționează prin puterea de decizie pe care o conferă nativului și concentrează toată energia de care acesta are nevoie pentru a depăși obstacolele și provocările. Dezvoltă un caracter puternic, nativul este capabil de fapte nebănuite, cu impact social fantastic și în societatea în care trăiește, sau posedă un talent special care necesită persistență și uneori chiar obsesie pentru a face ceva anume. Sugerează rezultatul unor situații precipitate în viața de zi cu zi, în cazul în care trebuie să le facă față problemelor din trecut, dar și consecințele acestora. Nativul are talent pentru a-și realiza obiectivele pe termen lung. Acțiunile sale nu conduc la o recompensă imediată. Voința, perseverența și încăpățânările sunt aspecte de bază. Medical însă aspectul sugerează implacabilul, pragul dintre două lumi, dintre viață și moarte. Este un aspect pe care l-am întâlnit frecvent în tema unor personaje, personalități care au dispărut, au plecat într-o altă existență în urma accidentelor de diverse forme. Bine, acolo mai concură și alte elemente care pot să ne ducă cu gândul la ceea ce se poate întâmpla. Un alt iod special, o altă formă, este iodul chintil. Sugerează o configurație formată din două bichintile, două unghiuri de 144 de grade și unite la bază de un chintil, adică de un unghi de 72 de grade. Știți foarte bine că chintilul se trage de la împărțirea cercului zodiacal în 5. Deci 360 de grade împărțit la 5 ne dă acest aspect, pentru că aspectul este o relație geometrică. Acționează dacă planeta focară a configurației este în semne de aceeași natură elementară ca și planetele care formează baza configurației, vorbim despre armonie. Deci dacă ele se află în planete de foc, în semne de foc, vorbim despre armonie dacă se află în semne de apă, de pământ sau de aer. Dacă aceste însă sunt în semne de altă natură elementară, aspectul câștigă și în complexitate, dar și în bogăția de manifestare pentru că amplifică totul. Sugerează talente creative indicate de planeta focar, care poate fi folosit în îndeplinirea misiunilor spirituale a nativului cu succes, aduce recunoaștere și satisfacție. Este un model pe care l-am întâlnit la lideri militari, la Pinochet, de exemplu, în tema natală, la Charles de Gaulle, în tema natală, dar l-am întâlnit și la lideri spirituali de tipul Padre Pio, fiind însă considerat un aspect minor. Puțini astrologi se apleacă, repet, și în puține softuri găsiți aplicații pentru acest tip de aspecte. Eu le obțin cu ajutorul și prin calcul direct pe hârtie, numărând efectiv gradele, dar Solar Fire-ul care îl am, programul cu care lucrez, este dotat cu un asemenea calculator, ca să spun așa. Mai există un iod special
Și ăsta l-am găsit de regulă când, în momentul în care s-au declanșat vari conflicte, cum ar fi conflictul din Orientul Apropiat, Siria, cu... Este vorba despre un iod care se formează între... Configurația este formată din aspecte de 150, deci dintr-o inconjuncție, 120 trigon și 90 de grade un pătrat. Ei bine, calitățile planetelor care formează trigonul pot ajuta la rezolvarea problemelor conflictuale doar ca părțile să-și dorească acest lucru. Ceea ce nu s-a întâmplat, n-a fost cazul, văd că aici se continuă conflictul. Și vorbim despre probleme legate de relații prin medierea între pătrat și inconjuncție. Sunt foarte multe lucruri interesante de rezolvat cu ajutorul acestor aspecte. Problema este să și avem ochi să-l vedem. Am încheiat capitolul iodurilor. Trecem acum la un aspect care mie îmi place foarte mult, pentru că aș spune că este chintesența aspectelor, poate și pentru că el are o modelul ăsta planetar și denumirea în sine are o conotație, dacă vreți, ezoterică foarte veche și profundă. Vorbesc despre steaua lui David sau sigiliul lui Solomon. Descrie o configurație astrală formată din mai multe aspecte interrelaționate, 6 sextile, 3 opoziții, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trigoane, un dreptunghi mistic, 2 plicuri și așa și așa putem regăsi împrăștire tot ce vreți aici. Prin simetria sa nu creează stabilitate și armonie, cu toate că puterea ei combină impulsul, transformarea, efortul constant de a împăca diferendele de armonie, iar predominanția numărului 6 presupune obiectivitate, pragmatism, care înghidează, să ghideze bogăția de forțe pe care o conține această configurație. O vedeți și pe ecran. Vorbește despre legătura dintre persoană, mediul său și oamenii în care în mijlocul cărora trăiesc. Proiecția este posibilă și conferă persoanei carismă, semn că acești nativi ar trebui să învețe încă de mici care este drumul lor în viață. Este un echilibru a energiei sexuale, dar ce este mai mult, el poate sugera și foarte multe oportunități pe lângă care nativii trec. Oportunități de a realiza, de a concretiza, de a duce în plan concret ceea ce mintea lor creatoare pune la cale, induce, materializează. Sugerează integritate, putere, centrale, dăgălășenie, alegerea de a trăi în simplitate și modestie. Umilința este o stare de spirit socială și înălțătoare pentru acești nativi. La prima vedere este o configurație planetară de bun augur, armonioasă și generoasă. Persoanele născute cu această configurație pot dezvolta talente speciale și de aceea în tranzit steaua lui David este asociată cu perioade de armonie, de vindecare, de deschideri de drumuri în funcție de natura planetelor care fac parte din configurație, însă la o privire mai atentă vom constata că nativul nu este capabil să aleagă, ce vă spuneam, din avalanșa de oportunități, care este cea care îi se potrivește cel mai bine. Armonia, vorbim apoi despre armonia dintre masculin și feminin. Triunghiul cu vârful în sus vorbește de puterea masculină, triunghiul cu vârful în jos despre puterea feminină. Un alt aspect interesant, model planetar interesant, este locomotiva. Configurația este formată din planete care se întind pe un arc de cerc mai mare de 130 de grade, lăsând goală o bună porțiune a temei natale. Este un model de distribuție a planetelor care se remorchează una pe cealaltă prin aspectele care le fac. De regulă, aspectele pornesc de la sextil, semisextil, quindicil, aspectul de 15 grade, conjuncție, aspectul de 0 grade. Planeta care trage șirul în ceasul acelor de ceasornic este cea care va da nota puterii
aspectului. Este important să se analizeze semnul și casa de unde se pornește, natura acestora, precum și aspectele pe care le faci cu celelalte planete. Deci avem o succesiune de aspecte care se leagă ele între ele, de aceea se numește locomotivă. Sugerează o personalitate puternică, dinamism și acțiune, forță de impact, totul în funcție de natura semnelor și caselor implicate. Vedeți de pe desen, cum vi le-am pus. Ajung la un alt model planetar pe care despre care m-auziți frecvent vorbind. Este vorba despre dreptunghiul mistic. În ciuda numelui, nu este nimic mistic, să știți, în acest triunghi. Cel puțin în măsura în care știm ce înseamnă dreptunghi și ce înseamnă mistic. Aparține familiei aspectelor legate de numărul 3 și formează imaginea unui plic închis, fiind format dintr-o combinație de 4 planete conectate prin 2 trigoane, 2 sextile, dar și 2 opoziții, și care sunt factori de complementaritate și de coeziune, părerea mea. Ceea ce face dreptunghiul mistic interesant este faptul că, deși din exterior pare armonios, nu știm ce se ascunde în interiorul său și ce anume și tensiunile care sunt generate de opoziții. Acest lucru este dat, a fost cel care a dat configurației numele de mistic, adică cel care păstrează secretul. Cam asta a fost. Cele două opoziții presupun un efort continuu de a transforma tensiunile interne în armonie, fără însă să le permită să se exteriorizeze. Aceste tensiuni sunt factori de stimulare și încurajare în găsirea unor soluții. În anumite situații, poate fi și un factor care implică drumul de mijloc pentru a face față adversității. Cum acționează? Stabilitatea și dinamismul configurației este dat de cele două trigoane. Sextilul indică punctul central al comunicării, în timp ce opoziția oferă o viziune mai largă asupra lucrurilor și își propune să integreze valori complementare și antagonice ca persoana să poată ajunge la maturitatea ideilor sale. Sugerează că nativul trebuie să depășească zona de confort interior și să pornească în căutarea a ceea ce vrea cu adevărat. Următorul model planetar, logic, este plicul, plicul deschis sau casa, este, dacă vreți, plicul poate fi considerat, dacă ne aducem aminte de casa, am vorbit săptămâna trecută despre ea, poate sugera o variantă a casei, descrie configurația constituită dintr-un dreptunghi mistic, 2 sextile, 2 trigoane, 2 opoziții, conectat la o planetă care formează un trigon minor, 2 sextile și un trigon, dar și un trigon mai mare. Cum acționează? Păi, planetele din opoziție dezvoltă bogăția și diversitatea situațiilor. Sextilul, cum spuneam, facilitează comunicarea și provocările de exprimare. Trigonul aduce stabilitate, aduce rezistență, protecție și armonie. Iar puterea acestei figuri poate fi văzută și ca o revelație, un mecanism binecuvântat pentru a transforma contradicțiile interne în procesul de învățare care pot vedea dincolo de dialectica și efemeritatea momentului. Persoana poate identifica de la o vârstă fragedă conflictele, obiceiurile învechite și poate găsi ieșiri inteligente din aceste capcane. Sugerează exprimarea, comunicarea, dialogul, rezolvarea provocărilor, greșelile și defectele de atitudine, simple, inteligente, creative, spiritul poporului, istoria și timpul real al fiecăruia. Planeta focar poate dezvălui abilitatea unora pentru a rezolva conflictele și a face ca lucrurile să se întâmple. Sunt daruri și talente menite să le fie date viață. În sfârșit, un ultim aspect, un model planetar, deși a zice că mai este unul în afară de ăsta, vorbesc despre umbrelă.
Descrie o configurație formată dintr-o opoziție și trei sextile consecutive. Cum funcționează? Planetele sextilului de la mijloc se pot concentra asupra provocărilor pe care nativul trebuie să și le asume, îl face sensibil la tensiuni și provocări, tocmai pentru că are resurse și îl ajută să depășească aceste momente. De asemenea, nativul își poate dezvolta talentul diplomatic, poate face transferul de percepție și proiecțiile sale să-i permită să gestioneze neînțelegerile în relațiile cu ceilalți. Sugerează creativitate, productivitate, ușurință și ajută la înțelegerea relațiilor. Și în sfârșit, zic, adaug și chiar ultimul model planetar, este vorba despre împrăștiere. Împrăștierea descrie planetele distribuite în întregul zodiac care pot forma sau nu aspecte între ele. El permite nativului, prin semnele, casele și aspectele implicate, să acceseze viața în complexitatea ei, diversitatea și abundența, cu instrumente, competențe și talente la îndemână ca să-și asume provocările și, bineînțeles, să-și savureze victoria. Pentru a înțelege marea bogăție a acestui potențial, se studiază atent poziția tuturor planetelor, natură, aspecte, locul unde se află în semne și case. Posibil ca o provocare să-l facă să nu sufere, ci ca o pasăre Phoenix să renască prin maturizare, evoluție, extinderea conștiinței, destructurarea unei personalități rigide și să aducă la lumină bogate resurse interioare. Sugerează că nativul își concentrează energia pentru a duce la bun sfârșit tot ceea ce își propune, creează spațiu de acțiune, deschide noi uși, este un moment bun pentru a-și extinde orizonturile asupra vieții. Poate provoca, atenție însă, depresie prin dificultatea nativului de a se supune rutinei. Este ceea ce noi numim un original, un excentric, un independent. Aceasta a fost lecția de astrologie de astăzi. Am încheiat cu structura modelelor planetare și, logic, așa cum ați rugat și cum v-am promis, voi reveni asupra primelor lecții de astrologie, pentru că sunt unii dintre dumneavoastră care nu. Deși eu le-am sugerat să mergeți să vedeți emisiunile respective, mi-ați cerut nu, să mergem, să reluăm și să le punctăm și să vin cu exemple mai multe. Voi încerca să vin cu exemple mai multe, așa cum fac la cursuri, dar așa cum v-am promis, o să vă aduc și elemente interesante, informații interesante, nu doar despre Lilith, ci și despre alte planete și despre ceea ce se întâmplă în lume, pentru că și Chiron are acum din nou, uite, de exemplu, ca să fac o mică paranteză, sper că mai am timp, nu? Chiron, nu știu câtă lume știe, că și eu nu am notat în carte, dar trebuia să-mi fi notat. Dimineața mi-am dat seama, când pregăteam materialul pentru această seară, Chiron a intrat în august și a început staționarea în 2015 și acum, pe 17 martie, adică ieri, a încheiat ciclul retrogradării chironiene. Deci un ciclu al retrogradării care a durat 2 ani. Acestea fiind spuse, o să mai vin cu elemente noi pentru fiecare planetă. Sper să reușesc să scot cât mai multe și să vi le aduc la cunoștință, ca dumneavoastră să le împărtășesc cu dumneavoastră și să ne putem cunoaște mai bine. Acestea fiind spuse, Dumnezeu și astăzi să vă binecuvânteze destinul și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. V-am pupat!